Timotei Cocârțeu este invitat astăzi la Vieți Transformate. Pe vremea lui Ceaușescu, pe vremea comuniștilor, a fugit din România, a traversat Dunărea cu o barcă. O barcă valora în Statele Unite cam 10 dolari, aici a dat 5.000 de lei pe ea. A fost persecutat pentru credință, dar chiar a fost persecutat cu adevărat. Bine ați venit la Vieți Transformate! Vă mulțumesc! Spuneți-ne cum a fost pe vremea lui Ceaușescu. Pe vremea lui Ceaușescu am lucrat în învățământ, fiind dascăl la Școala Generală Ilova. Am crezut în Dumnezeu, dar datorită credinței mele am avut probleme. La început am fost fricos, pentru că regimul e așa în natură, eram anchetat și am fost nevoit să întârzi să fac acel legământ cu Domnul Iisus Hristos în apa botezului. Au durat ani de zile, dar într-o zi Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Undeva pe cer am văzut o persoană în alb, a deschis cartea vieții și erau milioane de oameni și așteptam să mi se citească în cartea vieții numele meu, Timotei Cocârțeu. După o perioadă de timp s-a închis cartea vieții. Am țipat că am crezut că este real și atunci, după câteva minute, am văzut că nu este decât un vis, am mulțumit lui Dumnezeu și am spus de astăzi, nu mai amân și voi face un legământ cu Domnul Iisus. Am vorbit cu fratele pastor Dragomir Nicolae din comuna mea Bolvajnița, n-a fost botez în duminica aceea și dânsul a vorbit cu fratele Râncu Ioan de la Timișoara și am venit la Timișoara și am primit botezul și în aceste momente Duhul Sfânt s-a pogorât peste mine, am primit putere și nu am mai avut frică. În ce an era? În anul 1977. Era plin comunism. Era în plin comunism. 1977. Da. Și deci înainte ați spus că ați fost fricos. Da, am fost fricos. Dar de atunci? De atunci a dispărut frica pentru că Duhul Sfânt s-a pogorât, mi-a schimbat viața și n-am mai avut frică. Eram anchetat de multe ori la școală, în alte locuri și frica a dispărut. Eu am fost nimic. Dar Dumnezeu a fost mare și mi-a dat putere. Ați fost și director adjunct o perioadă, 4 ani. Am fost, da, 4 ani director adjunct. Și în această perioadă am o mică întâmplare, sunt multe, dar timpul este limitat. Eram în cancelarie și am venit o scrisoare de la județ. Și Dumnezeu a fost acela care a lucrat și am fost eu singur în cancelare. N-a fost niciun profesor, nici directoarea. Acea scrisoare avea dreptul să o deschide directorul și directorul adjunct. Eu fiind acolo, am deschis-o. Când am citit-o... Era director adjunct? Da, director adjunct. Am văzut că scria în felul următor. Toți elevii să vină mâine dimineață la școală. Și alte lucruri. N-am mai citit-o pentru că o voce mi-a spus. Pune-o pe foc. Și am pus-o pe foc. Fără să gândesc, fără să fac multe mișcări. Și după 5 minute am tremurat, m-am speriat. Și am zis că voi fi arestat. A trecut vinerea aceea, urma sâmbătă, duminică n-a venit nimeni la școală, luni dimineața, primărița de la Satina Timiș a venit și a țipat pe coridor și a zis în felul următor, doamna directoare, dumneavoastră sunteți membru de partid, de ce elevii dumneavoastră n-au venit duminică la școală? Doamnă, eu n-am știut. Cu Cocârțeu nu mai vorbim, el are bube în cap, el cu religia lui, el nu este membru de partid, dar dumneavoastră i-a făcut-o, i-a vorbit urât, au fost elevi acolo și a trecut și acest lucru. Doamna directoare Grecu Elena nu a știut. A fost lovită în sensul fizic, în sensul cuvintelor, pentru că era nevinovată. Dar așa a fost. Și abia a aflat când am avut întâlnirea de peste 40 de ani și am spus întâmplarea și a zis bine că ai făcut pentru că lucrurile s-au schimbat. Da. Care au fost motivele pentru care, în afară de acel vis, ați avut și alte motive pentru care să vă întoarceți la Dumnezeu? Ați avut contact cu Biblia, cu oameni credincioși care să caute să-și trăiască o viață, să trăiască o viață evlavioasă? Este adevărat, am studiat Biblia, am cunoscut-o, am știut că trebuie să fac acest legământ. Am avut și aceste alte motive, pentru că am crescut într-o familie de creștini credincioși, am mers la biserică de mic,
am citit Biblia, am studiat-o, dar acel vis a fost definitiv să iau această hotărâre. În continuare, cum s-a derulat viața dumneavoastră? Din 1977 ați mai avut încă, au mai fost încă 12 ani de comunism, dar ați fugit în America, ați trecut granița. Da, au fost multe probleme, dar mi-a fost frică să părăsesc țara, pentru că știam profesia de dascăl în America este grea, dar nu am avut de ales între viață și moarte. Pe fratele meu l-au persecutat mult, chiar au făcut un accident pe drumul Reșiței și a scăpat numai prin minunea lui Dumnezeu. Dacă eu nu fugeam, pățeam același lucru ca și fratele meu. Și deci această hotărâre a fost să părăsesc țara. Cum ați fugit? Erați căsătorit când ați plecat din țară? Da, am fost căsătorit cu Paraschiva Cocârțeu. Am avut o fată, Corina, de 6 ani. N-a fost ușor să părăsesc țara. Toți trei ați fugit deodată? Nu, numai eu singur. El a rămas în România. Eu am plecat cu un verișor în 1985, în noiembrie, și am trecut Dunărea. A fost într-o noapte, ora 2 noaptea, și am ajuns în Negotin pe la ora 7 dimineața. 5 ore ați făcut pe Dunăre? Nu, vreo o oră și ceva, dar am mers pe jos, o distanță, nu știu, 10-15 km până în Negotin. Și acolo o altă întâmplare care a fost voia lui Dumnezeu. M-am rugat să găsesc un sârb care să vorbească românește. Așa s-a întâmplat. Acel sârb a vorbit românește. I-am dat bani să ne ducă până la Belgrad. Erau Negotin-Belgrad, 300 de kilometri. Acel om, a fost omul lui Dumnezeu, a spus, nu pot să vă duc, că voi avea probleme, dar vă ajut. Cum? Ne-a dat mâncare pe o zi, ne-a dat bani de buzunar pentru taxi în Belgrad și ne-a cumpărat 2 bilete de autobuz până în Belgrad. Un om pe care nu l-am cunoscut și nu l-am văzut niciodată. În schimb, i-am dat numai barca. N-a luat bani, au zis, păstrați-i voi, că aveți nevoie de acești bani. Deci, a fost minunea lui Dumnezeu. Și făcând o analogie cu ce s-a întâmplat în 85, acum 2 ani, m-am dus cu nevasta și cu un prieten la biserica din Negotin. Poate îl întâlnesc pe acel om. Nu l-am găsit. Și ați fost în lagăr? Da, am ajuns. În Serbia, în Austria? Am ajuns la ambasada americană, apoi la ONU și apoi am fost arestați pentru 2 săptămâni, pentru că am trecut frauduros frontiera. Mi s-au luat amprente. Frontiera sârbească. Sârbească, da. Și am stat în pușcărie 2 săptămâni. După 2 săptămâni am ajuns în lagăr la Padinska Skela și după ce am primit aprobarea pentru viză în Statele Unite, am fost transferați la hotel. Acolo am așteptat vreo 4 luni pentru a emigra în Statele Unite. Și aici pot să spun o întâmplare care m-a fascinat și rămâne o amintire. În perioada când am mers la ambasada americană pentru viză, a venit Ceaușescu în vizită în Iugoslavia. Noi trebuia să mergem de obicei cu autobuzul, aveam dreptul să mergem, aveam legitimație și nu am mers cu autobuzul, ci am fost dus cu escortă, cu escorta poliției. Am avut o poliție în față, o poliție în spate și ne-a dus până în ambasadă. Și acolo ni s-a dat viza pentru că aveam un motiv religios de persecuție. În 3 minute mi s-a dat viza. Da, v-au testat, dacă e adevărat că am auzit că ei testau pe cei care spuneau că sunt persecutați din punct de vedere religios. Îi testau dacă chiar sunt persecutați sau dacă doar se... Am auzit și eu. Se dau persecutați. Dar vă spun, mâna lui Dumnezeu a fost că m-a pus o singură întrebare. Ce înseamnă botezat? I-am spus creștin schimbat cu viața veșnică. Și a zis mulțumesc și atât. Cum v-ați dus soția și fiica? După un an și jumătate au primit aprobarea și soția și fetița și au venit în Statele Unite în 1987. Deci, dinainte de Revoluție, toată familia a fost acolo, da. Statele Unite.
Recent ați venit și v-ați întâlnit foștii colegi din zona Caransebeșului și către Dunăre, unde ați și crescut și ați și profesat și ați mai fost și la alte întâlniri cu colegii. Cum sunt colegii dumneavoastră acum, după zeci de ani? Colegii mei au fost foarte minunați. Am avut un grup de colegi care pot și acum să le mulțumesc, deși sunt la pensie. Datorită lor am intrat în sute de școli, în județul Caraș-Severin, Mehedinți, Timiș și Arad. Ei au fost profesori, au devenit directori de școli și datorită lor, după Revoluție, am intrat în orice școală. A fost minunea lui Dumnezeu. Vă dau un simplu exemplu. Mă duceam la o școală, la un coleg de-al meu, la ora 8 dimineața, orice activitate se oprea și le dădeam Biblie sau testamente sau broșuri și le explicam cuvântul lui Dumnezeu. Mergeam la a doua școală la ora 10, același lucru se întâmpla. Mergeam la a treia școală la 12, același lucru se întâmplau. Nu am vorbit la telefon cu niciunul. Am intrat în școala lor și am fost bine primit. Și își aminteau de noastră? Da, sigur, s-au bucurat foarte mult. Și vă dau un exemplu cum am intrat în această activitate. Istoria este lungă, dar după 90, eu am venit în România și prin Harul lui Dumnezeu am dus Biblie, testamente, prin Oltenia, prin stații de autobuz cu frați păstori și așa mai departe. Iar în 2003, datorită faptului că s-au epuizat banii, au mai rămas două săptămâni și n-aveam ce să fac. Și am vizitat un coleg la Delinești, școala de la Delinești, și când m-a văzut, el a zis: Timotei, de ce nu m-ai anunțat să facem o masă și așa mai departe? La care eu am spus: tu ești director? Da. Dă-mi voie 5 minute la școala ta să vorbesc de Domnul Iisus. Și el a zis: școala astăzi este a ta. Și am vestit pe Iisus Hristos. Și cu această idee am mers în 10 școli. După 2 ani de zile m-am dus din nou la 12 școli. Și apoi, după 3 ani, m-am dus la alte școli și atunci unii colegi m-au zis: de ce nu ai venit și la școala mea? Dar mai aveți priză la elevi. Da, sunteți retras din activitate, sunteți pensionat. Da? Vă ascultă elevii? Foarte bine. Elevii ascultă, pun întrebări. Iar unii, când eu spuneam versete din Biblie, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, unii elevi repetau după mine și mă bucuram și îi felicitam și alte întâmplări. Nu stăteau pe telefon mobil, nu? Erau plictisiți? Nu, în timpul cât aveam expunerea, toți se ascultau și alții mă întrebau multe întrebări și chiar profesori după ce terminam discuțiile cu ei și discutam din cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, care erau întrebările cele mai încuietoare, să spunem, sau cele mai grele? Primele întrebări, majoritatea mă întrebau: ce religie ai? La care eu spuneam: nu este atât de importantă religia, și le spuneam versetul... Religia creștină. Eu le spuneam așa, fiind diferite versete din Biblie și spuneam, de exemplu, Dumnezeu poruncește oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi când lumea va fi judecată după dreptatea lui Dumnezeu. Deci pocăința este o poruncă a lui Dumnezeu. Și atunci intram în discuție despre pocăință. Spuneam că pocăința este cea mai importantă și dacă noi ne schimbăm viața, vom deveni buni pentru țară, pentru societate și vom fi un exemplu oriunde pe acest pământ. Și nu le dădeam multe exemple de religie, pentru că n-am vrut să intru în domeniul religiei. Da, ci în domeniul relației. Relației cu Dumnezeu. Da, este important este relația cu Dumnezeu, nu religia. În America ați continuat să predați, să lucrați în învățământ? Am lucrat vreo 3 ani, dar numai ca suplinitor, nu mi s-a recunoscut diploma din România. Da, da, da. Neavând bani, situația economică și alte lucruri, n-am putut să echivalez studiile, pentru că trebuia să muncesc, să mă întrețin familia. Și după vreo 2 ani m-am retras. Am lucrat part-time la o școală, la un liceu, la o facultate, Kent State University, și am predat limba română la studenți. Dar m-am lăsat și apoi m-am profilat la un patron pe computer, mașini CNC. Și de acolo am ieșit și sunt pensionat. Revenind la momentul întoarcerii dumneavoastră la Dumnezeu,
După noaptea cu acel vis, cum a fost relația personală cu Domnul? A fost mult mai apropiată, am fost mult mai fericit și nu mai aveam frică. Frica era foarte mare când eram în școală, pentru că eram anchetat des, amenințat că voi fi dat afară din învățământ și așa mai departe. Chiar primarul comunei Slatina Timiș mi-a zis, dacă te mai duci la biserică, vei fi dat afară din învățământ, la care am răspuns, dacă Dumnezeul meu în care mă încred îți dă voie, se va întâmpla, dar eu cred că nu. Și m-am bucurat că directoarea care a fost după mine, după ce a plecat primarul, a venit și m-a mângheat și a zis, Cocrățău, nu te sperea, cât sunt eu aici, director, nu vei fi dat afară din învățământ. Am avut oameni al lui Dumnezeu. Ce frumos! Și era pe vremea comunismului. Comuniștilor. Și vă dau un alt exemplu. Colegii... Învățământul era ultimul loc în care să fie un pocăit, un credincios. Printre ultimele locuri. Vă dau un alt exemplu. În momentul când eu am fost schimbat din funcția de director adjunct sau autoședință fugitiv, la care s-a spus domnul Cocrățău va fi schimbat pentru că nu corespunde ideologic. Și s-a terminat. Și era adevărat. Și atunci... N-a zis corespuns ideologic. Și atunci a spus să se ridice mâna, să fiu votat, că așa era comunismul. Niciun coleg n-a ridicat mâna. Vă dați seama, și erau membri de partid, deci colegii mei n-au votat să fiu schimbat. Și la care a zis, este ordine la partid și este schimbat. Dar vreau să le mulțumesc pe această cale colegilor mei, pentru că... Niciunul măcar n-a ridicat mâna. N-a ridicat mâna. Asta înseamnă o urmă frumoasă, înseamnă o relație frumoasă cu colegii. De aceea m-am și întâlnit la Iloba. Măcar unul să fie ridicat mâna. N-au ridicat. Și erau membri de partid. Eu nu eram. Și ei riscau. Riscau. Pentru că era ordine de la partid. Exact. Vedeți? Au fost oameni... Într-un fel s-au aliat cu trădătorul, exact. Între ghilimele. Au fost oameni... Trădătorul ideologiei comuniste. Exact. Vedeți? Au fost oameni oriunde în învățământ care nu s-au închinat regimului unde a fost dreptatea lui Dumnezeu. Și vă dau un alt exemplu foarte important care l-am aflat după vreo 30 de ani. În anul 2, când am fost la liceu, am fost chemat de directorul școlii Popa Dumitrie și dirigintele că voi fi exmatriculat din școală, să nu mai merg la biserică. A chemat părinții la care... Când erați anul 2 la... Anul la liceu. Erați elev. Elev în 68. În 68? Da, sigur. În 68 am născut eu. Sau 69. Și la care părinții au zis, e la lege. Și apoi, ultimul cuvânt a directorului a fost așa. Când te-ai hotărât să nu mai mergi la biserică, să vin să-mi spui. Am terminat liceul și nu m-am mai întrebat. Dar mi-a fost frică. Din liceu am avut acea frică. Și v-a dat voie să vă dați examenele, bacalaureatul, tot. Și altă întâmplare, care tot a fost mâna lui Dumnezeu, după 3 ani de învățământ, este o lege de învățământ în România, să mergi să dai definitivatul, dar să se facă o inspecție. Și la inspecția de definitivat a venit tocmai acel profesor Popa. Și la sfârșit a zis, îți dau inspecția cu răspuns, dar cu ideologia asta, aceeași problemă. Dar eu îți dau și nu știu nimic. Nici atunci n-am înțeles. Istoria a trecut. După 35 de ani am avut întâlnire cu profesorul Vasilescu și un coleg l-a întrebat pe domnul profesor Vasilescu, avea 80 de ani, dar știți că dumneavoastră ați făcut politică la limba de română? Și că da, voi nu știți. Și bătrânul profesor Vasilescu s-a deschis și a început să spună istoria. Și acolo am aflat. Voi nu știți. Pe timp când eram eu profesor, comuniștii, securitatea m-a pus să vă dau afară pe toți pocăiții. Dar eu n-am făcut. M-am enervat și am spus ei să facă. Și atunci un elev l-a întrebat, dar ce ai pățit, domnule profesor? N-am mai primit viză pentru Germania, pentru Rusia, pentru Austria, așa mai departe. Deci acel profesor a plătit pentru mine un elev, dar nu a plătit, pentru că Dumnezeu a fost în control. Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos. Da, ce frumos, da. Se dădeau atunci vize pentru Republica Democrată Germană. Pentru cei care nu știu, Germania era împărțită în două. Republica Federală Germană, cu era democrată și cu influențele Occidentului, și cealaltă comunistă se numea Republica Democrată Germană, RDG, dar nu era democrată. Era sub influența Moscovei, a sovieticilor. El avea relație, acel profesor, era bun profesor și mergea în multe locuri. De atunci s-a terminat. Vă dați seama? Deci, și apoi,
Am mers și la directorul Popa și l-am întrebat. După ce am venit din America, 94 sau 95, mă amintesc, și l-am întrebat, m-am dus acasă și am zis, domnule director, spune-mi de ce nu m-ai dat afară? Și el mi-a răspuns în felul următor. El a avut o fată care a fost bolnavă de inimă, a fost operată și mi-a zis, mulți credincioși m-au ajutat și eu am vrut să-ți fac bine. Deci aici a fost mâna lui Dumnezeu. Vedeți? Deci nu dumneavoastră personal l-ați ajutat, ci frații de credință. Frații de credință, da. Frații. Ce frumos, da. Deci sunt multe întâmplări care... Ce le-ați spune, dacă sunt profesori printre, și probabil că sunt profesori printre cei care urmăresc această emisiune, ce le-ați spune și care totuși cred în mod sincer în evoluționism, în faptul că ne tragem din maimuță, încă se mai predă, din păcate și din nenorocire, în Europa, în România, se mai predau aceste minciuni care vin de la cel rău, că ne tragem din maimuță. Argumentul este că avem doi ochi, două urechi, ca și maimuță, dar și porcii au. Și atunci răspunsul este nu că ne tragem din maimuță, ci că ne-a creat același creator. Simplu. Ce ne-ați spune? Dacă, sau care credeți că ar fi în primele lor întrebări? De câte ori am mers în școli, eu n-am întâlnit profesori care să nu creadă în Dumnezeu. Deci punctul ăsta de vedere este mai mic. Poate mai există. Și cum ne se predă totuși? Eu cred... Punctul meu de vedere este, unii sunt fricoși, cum am fost și eu în acea perioadă, și le joacă și în stânga și în dreapta ca să mulțumească, dar foarte puțini nu cred. Asta este părerea mea, pentru că am mers în sute de școli și mulți cred. Am întâlnit câțiva colegi care, cu regret pot să spun, mai puțin cred, dar majoritatea cred în Dumnezeu. Iar îndemnul meu pentru profesor este, și totdeauna spuneam și în școli, să citească Biblia, să o studieze, să o memorizeze și atunci Dumnezeu lucrează la inima lor. Cuvântul lui Dumnezeu a lucrat la inima mea, cuvântul lui Dumnezeu lucrează la inima lor. Cum a lucrat la inima noastră? Ce anume din Scriptură, din Biblie? Cum? Aveți pasaje preferate sau au fost, la fel cum a fost acel vis, a fost așa ca un fel de revelație din Biblie? Cum anume? Ce înseamnă Biblia pentru noastră? Pentru mine Biblia înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spune la 2 Timotei 3,16, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire. Și acest verset îl spuneam de multe ori în școli, pentru că cuvântul lui Dumnezeu dă înțelepciune și elevii au nevoie de înțelepciune. Și apoi mai spuneam versetul din 2 Cronii 7,14, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va zmeri, se va ruga, se va bate la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Și spuneam de multe ori, țara românească, America și multe țări sunt bolnave, dar cuvântul lui Dumnezeu va modifica, va schimba lumea. Și să citim cuvântul lui Dumnezeu. Și le dea multe exemple, cum în pușcărie când am fost 2 săptămâni, n-am avut cuvântul lui Dumnezeu, dar l-am avut memorizat în minte și m-a ajutat foarte mult. La finalul emisiunii, ce credeți că ar trebui făcut acum pentru lumea în care trăim, pentru direcția în care merge lumea în care trăim? Dacă ați avea posibilitatea să decideți, eu știu, la nivelul legilor sau ce credeți că ar trebui făcut? Eu cred că ar fi bine, în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu să fie studiat foarte atent. Sunt prea multe teorii, apoi cuvântul lui Dumnezeu să fie bazat pe Biblie, pentru că Biblia este singurul cuvânt, și apoi să meargă și la activități practice cu elevii, pentru că prea multă teorie nu aduce succes. De multe ori, elevii intră în confuze, sunt mai multe probleme și atunci elevii nu înțeleg. Unii profesori nu vin la religie și așa mai departe, sau când se țin conferințe, pentru că sunt fricoși. De multe ori am pățit și eu, de multe ori mulți n-au venit decât lăsau elevii și multe alte situații. Deci, Biblia, dacă s-ar studia cu o amănunțime în școli, în mai multe locuri și ar fi prioritatea numărul 1, succesul ar fi mare. Dar de multe ori se studiază și alte lucruri, sunt bune ca ajutătoare, dar Biblia rămâne sfântă pentru totdeauna. Și vă dau un exemplu, poate vă întrebați de ce. În 1986 am fost pentru prima dată la Washington la demonstrație. Am demonstrat pentru persecuția creștinilor din România. Era arestat 2 sau 3 creștini de la Iași pentru Biblie, au fost prinși cu Biblie și alte demonstrații.
Iar acolo ni s-a dus, a fost și părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, care a fost ortodox și alții, și ni s-a dus acolo hârtie igienică pe care a rămas imprimat versete din Biblie și a rămas blocat. Cum se poate întâmpla aceste lucruri? Deci au distrus comuniștii Biblia și era în 86 și n-am știut unde. Și acum, prin voia... Biblia a fost transformată în hârtie igienică. Da, sigur. Și au mai rămas bucăți de versete, versete din loc în loc. Am văzut-o cu ochii mei, a fost adus acolo. Vă dați seama? Deci și-am rămas blocat și de aceea mi-a creat gândul să merg să vestesc Evanghelia lui Hristos în România, să dau Biblii, sute de, și mii de Biblie, testamente, pentru că a distrus comuniștii Biblia. Acum aflat la fratele Ionel Țuțac, la Muzeul Bibliei, un frate a povestit cum un container a fost oprit și sub ordinul lui Elena Ceaușescu a fost oprit în hârtie igienică. În 1986 am primit răspunsul de la acea demonstrație și a fost oprit la Bacău. Vă dați seama? Deci orice lucru care se face ascuns, odată iese la lumină. Da, cred că aceasta ar putea fi una dintre concluziile discuției noastre de astăzi. Orice lucru ascuns, până la urmă, tot iese la lumină. Așa că mi se pare o dovadă de înțelepciune să ne trăim viața în lumină, de acum, nu în întuneric. Pentru că orice facem în întuneric iese la lumină. Aș vrea să vă rog la final să înălțați o rugăciune pentru învățământ, pentru educație, pentru dascăli, pentru profesori, pentru toți cei implicați în actul educațional, la orice nivel s-ar afla, de la preșcolari, de la creșă, grădiniță, școală primară, școală gimnazială, liceu, universitate, master, studii doctorale, orice, cercetători, orice se face în domeniul educației, să fie într-adevăr o educație bazată pe adevărurile Scripturii. Inclusiv cercetarea se face pe o ipoteză greșită, că ne tragem din maimuță. Este o ipoteză pur și simplu greșită, măcar dacă ar avea echilibru să spună, măi, n-avem nicio ipoteză. Poate ne-a creat Dumnezeu, poate nu. Poate ne tragem din maimuță, poate nu. Dar dacă mergi clar pe ideea că te tragi din maimuță, mergi într-o direcție greșită. V-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru tot ce înseamnă educație în România. Doamne Iisuse, îți mulțumim că în aceste momente, în acest loc, Tu ai fost în mijlocul nostru și dorim ca această voce care se aude în țară și special pentru colegii mei profesori, pentru elevii pe care i-am învățat 10 ani, pentru elevii, sute și mii de elevi pe care le-am vestit cuvântul lui Dumnezeu din 2003 și până acum, nu doresc altceva decât Dumnezeu să-i binecuvânteze, Dumnezeu să le dea înțelepciune să studieze cuvântul lui Dumnezeu, au primit Cartea Sfântă, Biblia, să o studieze, să o memorizeze și atunci Dumnezeu va lucra la inimile lor. Iar pentru toți profesorii și colegii mei cu care m-au dat permisiunea și datorită lor am putut să intru în școlile publice ani de zile, la orice oră, pentru că a fost planul lui Dumnezeu. Eu le mulțumesc și doresc ca ei să se întoarcă la Dumnezeu prin pocăință. Pocăința este porunca lui Dumnezeu, nu este o religie, religia nu ne mântuie. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, prin Iisus Hristos. Există un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, acela ne mântuie, acela m-a mântuit și pe mine. Și aș vrea ca toți care ascultă această emisiune să privească la crucea lui Iisus Hristos, să schimbe viața și Iisus, care ne iubește, ne dă viața veșnică. Iar pe frații care au condus această emisiune, pe fratele Ioan Ciobotă și pe toți care sunt în aceste momente, să binecuvânteze Dumnezeu, să binecuvânteze România și chiar America, unde eu locuiesc. Dumnezeu să dea putere și Dumnezeu să-i răsplătească. Și toate acestea le cer în numele Domnului Iisus. Amin. Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Timotei Cocârțeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.